Bună ziua, dragi pescari, din nou în goana după crab, din nou pe malul lacului, după o pauză ceva mai mare, pentru că în ultimele săptămâni, împreună cu colegii de la Senzor, am participat la finalele a două competiții importante, CRI și calificările pentru echipa națională, așa că n-am avut timp să vin pe malul apei ca să pot să îmi continui ceea ce am început, respectiv suntem în seria cu 5 lacuri care, în urma faptului că ați plătit taxa, puteți să rețineți și pește. Astăzi am venit la Făcău, un lac foarte aproape de București, la numai 20 de kilometri, un lac foarte frumos cu o priveliște minunată, cu mult stuf. Eu acum sunt într-un loc nu foarte accesibil și foarte ușor de pescuit din punctul nostru de vedere al pescarilor, dar un loc cu mult potențial din punctul meu de vedere. L-am ales pentru că este o zonă un pic mai îngustă a lacului, un loc în care dinspre digul din partea dreaptă a locului de pescuit, unde apa ajunge la 6-7, am înțeles că ajunge și până pe la 11 metri adâncime, aici este o zonă de trecere cu apă de 3-4 metri în mare parte, cu câteva praguri foarte interesante despre care am să vă vorbesc puțin mai târziu, când am să vă spun cum am abordat. Și în stânga, începând să se micșoreze din ce în ce mai mult, ajungând în spatele lacului, câțiva kilometri mai încolo, am uitat să vă spun că Făcăul are o suprafață de aproximativ 100 de hectare și se întinde pe undeva la 4 km lungime, deci undeva în stânga, ajungând pe apă de numai un metru, un metru și un pic. Așa cum am zis, am încercat acest loc ca fiind unul de trecere, este toamnă, nu știu exact unde s-au stabilit peștii, unde au început să-și caute loc de iernat, dar și de hrană, pentru că este perioada în care ei încearcă să acumuleze peste numai o lună, probabil o lună și jumătate, vor trebui să intre în starea aceea de letargie ca să aștepte primăvara. Ca de fiecare dată, am abordat partida așa cum știți că o fac pe lacurile pe care merg, încercând să îmi dau seama cam ce populație piscicolă am în față, cam pe cine am șansa să agăț și, bineînțeles, am trecut, așa cum știți, la momitoare și monturi fine, monturi pe care de această dată am variat, o să vă vorbesc despre ce am folosit pe firul de păr. Sunt monturi cu cârlige de 4 și 5, la care am pus fie boabe de porumb natural, luate direct din găleata pe care am să vă prezint, și între ele un tehnopufi. Este pescuitul tradițional, dacă vreți să spunem așa. Probabil că așa am început toți, cu boabe de porumb, între ele ori spumă flotantă, ori tehnopufi. Am preferat această prezentare ținând cont de faptul că este un lac cu reținere și sunt foarte convins că mulți dintre cei care vin aici folosesc această metodă. Cealaltă variantă au fost două boabe de porumb artificial, de porumb de plastic, una roșie, una galbenă, în mare parte, cu o boabă de porumb natural între. Acestea au fost prezentările pe care le-am folosit. Arc năditor pe care am pus două variante de topa mix, o variantă crab caras și una amur. Am ales să folosesc aceste două tipuri de topa mix, pentru că, din ce m-am informat, în lac este o populație destul de mare de amur și sunt și niște carași foarte, foarte mari, începând de la 600-700 de grame în sus, plus crapii pe care noua administrație i-a populat în urmă cu 3 ani, dacă nu mă înșel, și care acum ar cam trebui să fie ajuns undeva la 3-4 kg. Așa că am început și am sondat
Am constatat că undeva la 70-80 de metri apa are aproximativ 3 metri și jumătate. Am încercat în prima fază cu o lansetă să mă duc cât mai aproape de bariera de stuf de vis-a-vis. Acolo nu am nădit pentru că nu am avut cum. Am încercat inclusiv cu o montură cu plumb, cu care am atașat un mic săculeț. Am să vă arăt imediat și săculeții pe care i-am făcut. Și vă spuneam, de la acești 60, 70, 80 de metri am venit către mal. Apa a început să scadă ușor, ușor. Undeva la 30-40 de metri a existat un prim prag mai mititel, de la 2 metri și jumătate până la 2 metri, după care vine iarăși lin și cel mai mare prag este aici la 5-6 metri de mal, unde apa scade vertiginos, aș putea spune, dintr-un metru, un metru și 20, se duce direct în aproape 2 metri. Am plasat monturile fie aici în pragul de aproape, fie în apropierea celui de departe. Am nădit cu racheta, am dat porumb natur, de fapt un amestec de semințe, cel pe care vi l-am tot prezentat, numai că de această dată am ales să fie fără aromă, să fie porumbul natural așa cum este, alături de celelalte semințe. Am nădit nu foarte mult, undeva la 1,5 kg pe fiecare vad și pe cel de la 65 de metri și pe cel de aici din 10 metri, foarte puțin, foarte precis, după care am pus monturile încercând să le poziționez una în susul pragului și una jos. N-am avut parte de foarte multe prezentări, au fost puține, numai 3, toate venite de pe apa cea mai adâncă, de pe apa de 3 metri și jumătate, un caras în primă fază, urmat de un amur mititel de 1,5 kg, să zic, după care aseară, de aceea nici nu am multe filmări cu peștii, pentru că am observat, peștii sunt mult mai activi în cursul nopții. La ora 11:30-12 au fost aproape simultan prezentările și cu amurul de 1,5 kg și cu cel de 3-4 kg. În numai jumătate de oră au venit amândoi, au mai început să mai fie activi spre dimineață. Am văzut pe aceeași zonă, cred că erau și ceva novaci după cum se mișcau și este normal să fie așa, este un lac mare, un lac sălbatic, aproape aș putea spune și recomand tuturor să vină să încerce, pentru că este un lac care vă dă de gândit, nu este un carpodrom, este un lac în care trebuie să veniți să încercați să țineți cont de fiecare detaliu. V-am spus, am încercat și cu săculeți, săculeți pe care i-am făcut de această dată, am uitat acasă cutioara în care aveam pe cei gata făcuți, așa că mi-am făcut eu, sunt săculeți în care am pus câteva boabe de porumb din găleată și ca să le iau din umezeală am pus câte o mână de praf din cele două tipuri de amix și astfel am făcut compoziția pentru săculeți. Așa cum spuneam, un lac care vă dă mult de gândit, un lac sălbatic, dar care sunt ferm convins că sub luciul apei ascunde și exemplare mari, ascunde și exemplare sărite de bariera celor 10 kg. Cam aceasta a fost incursiunea mea de la Făcău, așa am procedat, astea au fost rezultatele, preț de 24 de ore, așa că nu rămâne decât să vă invit să
fiți în continuare alături de noi, să ne susțineți cu un like, un share. Am să o spun de fiecare dată, haideți să încercăm să creăm o comunitate din care să învățăm unul de la celălalt din tainele pescuitului. Mergeți la pescuit, mai avem probabil că o lună, o lună și jumătate în care putem să practicăm această pasiune a noastră, așa că nu ezitați să o faceți. Mergeți la pescuit, fir întins.